A devenit deja o tradiție ca de bobotează preoții din Făgăraș să se adune lângă lacul cetății pentru a oficia slujba de sfințire a apelor. Și duminică, făgărășenii sunt așteptați la cetate la ora 12. Preoții din toate parohile din Făgăraș se vor întâlni duminică la ora 11.45 în fața Casei Municipale de Cultură. De acolo vor pleca în convoi la lacul cetății, acolo unde va avea loc slujba de sfințire a apelor. Ne bucurăm că se apropie ziua de Bobotează, Marele Prasnic, cel Marele Prasnic, cel după Prasnice. Ca în fiecare an vom merge la lacul cetății pentru sfințirea cea mare a apei. Am contactat pe toți preoții din Făgăraș, vom porni după Sfânta Liturghie pe care fiecare preot va săvârși în biserica lui, Vom porni spre lacul cetății, întâlnirea va fi la 11.45 în fața casei de cultură, vom fi cu prapore, cu cântarea în Iordan botezându-te, cu toți preoții înveșmântați, vor fi 12-15 preoți și diaconi din Făgăraș și apoi în convoi vom merge până în fața cetății. La sfârșitul slujbei, credincioșii vor putea lua apă sfințită din cele opt butoaie amplasate aici. Oamenii legii vor fi prezenți și ei la datorie, pentru a se evita îmbulzeala sau orice alt eveniment neplăcut vor fi pregătite o butoaie de câte 140 de litri de apă, prevăzute cu robineți, cu oameni, așa, avem garduri și jandarmi care vor păstra buna rânduială și ordinea în timpul slujbei și apoi se va face sfințirea cea mare a apei de către toți preoții din Făgăraș. Și la urmă, fiecare credincios va putea servi apă sfințită care se ține tot anul și care este nestricăcioasă. Luni 7 ianuarie de Sfântul Ioan, la Catedrala din Făgăraș, va fi sărbătorit hramul acesteia, ocazie cu care va fi prezent în al preasfințitul Laurențiu Streza, mitropolitul Ardealului, dar și cetele de feciori din țara Făgărașului.